Dragilor, bine v-am regăsit astăzi alături de noi și o mare bucurie. Doi prieteni dragi, este vorba despre Victor Fluieraș, psiholog, psihoterapeut, și Andrei Găitănaru, psihoterapeut, traducător. Și prilejul întâlnirii noastre de astăzi este o carte superbă. Este vorba despre James Hollis, În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților. Da, o să vi se pare poate puțin ciudat, trei bărbați s-au adunat să vorbească despre vindecarea bărbaților, dar nu este nimic ciudat în treaba asta. Așadar, o carte foarte citită, aș putea spune, și iată o nouă ediție, să spunem, a văzut lumina tiparului în traducerea lui Andrei Găitănaru. Și aș începe discuția noastră întrebându-l pe Victor Fluieraș. Ce fel de răni profunde poartă bărbații cu ei, poate unii chiar toată viața, și le este teamă să vorbească despre acest lucru? Da, în primul rând, bună seara! Mă bucur că sunt aici cu voi. Și din experiența mea de cabinet, dacă mă gândesc la rănile profunde pe care le purtăm cumva cu toții, ca bărbați, prima care îmi vine în minte e cea legată de relația cu tatăl, cealaltă cea legată de relația cu mama. Și l-am pus în ordine asta pentru că suntem aici să vorbim despre cartea lui Hollis și aici e vorba, în primul rând, despre cum stabilim noi relațiile între noi ca bărbați și relația cu propria masculinitate și toate astea au legătură cu relația cu tatăl. De acolo pornesc. Că e tatăl. Acolo unde nu a fost tatăl prezent, că a fost un unchi, că a fost bunicul, că au fost mai multe figuri paterne, la care împreună au creat în interior imaginea tatălui, imaginea paternă. Și în prezent, imaginea asta, senzația pe care am eu e că e foarte diluată. E mai degrabă o fantomă în interiorul psihicului bărbaților cu care lucrez. Andrei, noi am mai discutat pentru că, repet, subiectul este, nici nu știu cum să-i spun, este și intrigant, este și provocator. Nu se discută foarte mult în spațiul public. Într-adevăr, se discută și involuntar mă duce gândul spre faptul că în ultimele două săptămâni rețelele sociale au fost pline de tot felul de discuții, de comentarii, unele și polemici legate de piesa aceea a Ericăi Isaac Macarena. Nu, ăsta este subiectul nostru, dar făceam așa, mi-a venit în minte. Ce se ascunde în spatele violenței și agresivității masculine și de ce punem, sau pune societatea, că noi nu punem, de ce societatea pune acest stigmat asupra bărbatului modern, asupra bărbatului contemporan? Bun găsit, încep și eu cu un bun găsit, mă bucur să fim împreună aici. Și ca de obicei, cum se întâmplă de multe ori, îmi adresez o întrebare din asta, începem cu o întrebare la care se poate răspunde multe feluri, dar asta face că e parte din talentul tău. Ea nu mă las să fie neapărat ușor. Ca să intru așa în spiritul lui James Hollis, a zice că de fapt e complexul puterii, despre el este vorba. Și ca să umanizez puțin răspunsul ăsta, a zice că e vorba despre proasta gestionare a puterii, neînțelegerea puterii, trăirea deficitară a ceea ce înseamnă puterea. Prea multă putere, prea puțină putere. Acolo unde este putere, de multe ori este și frică. Și foarte mulți bărbați sunt impregnați de frică. Apropo, când m-am gândit și eu zilele trecute la... Mi-a venit în minte un alt mare studiu foarte important pentru noi, cel puțin psihologii iungheni, psihoterapeuții iungheni,
dar care merită, cred că, o atenție lărgită, mai ales în contextul discuțiilor de acum. Mă refer la acest volum, The Fear of the Feminine, al lui Erich Neumann. Într-un fel, Hollis atinge subiectul acesta. Se referă în umbra lui Saturn, în câteva rânduri bune, la frica de femeie, frica bărbatului de femeie, frica bărbatului de mamă, de fapt, de prea multă mamă sau de prea puțină mamă, și de răspunsul foarte prost calibrat pe care el îl adresează. Este un răspuns în care este vorba despre putere. Cum pot gestiona acel obiect de care mi-e frică, obiectul dorințelor, dar care reprezintă și obiectul dorințelor noastre, mama. Și de multe ori răspunsul este prin constrângere, prin atac, prin eschibarea unei puteri care de cele mai multe ori este închipuită și sau exagerată. Iar asta se vede inclusiv în felul în care a zice că în ultima vreme se vorbește despre problemele masculinității. A zice că în ultima vreme se vorbește din ce în ce mai mult despre masculinitate, despre problemele masculinității. Iar asta e partea bună. Nu prea suntem vorbiți pe tema asta. În fond, ceea ce noi trăim acum s-a întâmplat în anii 90-2000 în Statele Unite. Au apărut grupurile bărbaților. Dacă n-au apărut grupurile bărbaților, grupurile pentru femei erau deja în plină desfășurare, adică mâncaseră câteva pâini bune înaintea bărbaților. Acum, România, într-un fel, se întâmplă și la noi ceva de acest fel. Se vorbește din ce în ce mai mult despre problemele masculinității. Asta e partea bună. Partea proastă, și aici o să fiu puțin judecativ și mi-asum, este că se vorbește prost. De cele mai multe ori se vorbește prost. Și, într-un fel, cartea lui Hollis despre asta este. Este o atenționare. Este o atenționare pentru că cartea lui Hollis în sine este un răspuns adresat cărții lui Robert Bly, Iron John, care a apărut și a publicat la editura Herald. Este un răspuns adresat efectelor pe care cartea aceasta, în anii 90 în Statele Unite, Iron John mă refer, le-a produs. Grupuri de bărbați care au fost luate pe sus de complexul puterii, care au înțeles mai degrabă greșit tema bărbatului neîmblânzit, au tradus-o într-un fel de, o să permit o licență vulgară, dar care este extrem de plastică, fac ce vreau mușchii mei, lasă-mă în pace. Multe femei au reproșat această înspăimântate, într-o anumită măsură chiar, această libertate prost descoperită a Nonșalantă. bărbaților care, nonșalantă, da, veneau în contact cu neîmblânzirea. Ba chiar grupurile, pentru că au fost vizitate de acest complex al puterii, unele grupuri s-au transformat în mici culte, cu mici guru care se aflau în centrul lor. Lucrurile au luat într-o direcție foarte greșită, pentru că în loc să ducă spre vindecare, au dus mai degrabă să exacerbarea rănilor. Și eu, cu tristețe, aș zice că observ asta inclusiv în România zilelor noastre. Apar influenceri, oameni care vorbesc cu generozitate despre tema masculinității, dar care împing spre modelul acesta de bărbat care este puternic, care duce familia în spate, care își taie voia, aici nu e neapărat o problemă, dimpotrivă, e o parte bună, care își taie voia, care într-un fel idolatrizează femeia și se teme de ea. E foarte teamă de ce iese de aici, pentru că e prea puțin despre transformarea bărbaților și vindecarea Exact. bărbaților, și mai mult despre o acumulare de putere extrem de nocivă și direcționarea bărbaților înspre o înțelegere foarte greșită a puterii. Pentru că nu, li se spune, v-ați transformat în niște molatici, niște moloi. Așa este. Bărbații, în bună măsură, și-au uitat puterile. Și-au uitat de propria putere. Au devenit foarte consumați de frica în care trăiesc. Dar Mai răspunsul folosesc nu eu o este. licență, mai folosesc eu o licență, îmi permit că ai folosit-o și tu, cuvântul fătălăi, pe care noi l-am întâlnit la anumite personaje, nu dăm nume, în mass media și rețelele de, da? Deci, pornind de la întrebarea, ce Exact, înseamnă exact. un bărbat adevărat? Exact.
Molaticul fătălăul, spaima de molatic și de fătălău. Interesant, e spaima de vulnerabilitate. Exact. Ori, într-un fel, Polis despre asta vorbește. Spune, domnule, adevărata putere, într-un fel, constă în capacitatea de a-ți asuma propria vulnerabilitate, de a trăi cu ea, de a o ști, de a nu o mai ascunde. Nici de a te transforma într-un influencer și advertiser al sensibilității astea exacerbate, dar nu te mai ascunde de asta, de ea. E o atenționare în umbra lui Saturn. E o atenționare care este foarte serios adresată inclusiv nouă, bărbaților din România anului 2024. Victor, Și vrea să adaug față de ce da, te ziceam rog, te Andrei. rog. Odată că, în afară de frica de femeie, e frica de femininul interior și cred că se pune prea mult accentul, și mai ales când vorbim de putere, de relații, se pune prea mult accentul pe ce e în exterior. Ori cartea lui Hollis pentru mine înseamnă tocmai relația cu propria interioritate, cu lumea interioară, nu atât de mult puterea asupra ceva din exterior, ci a intra în relație cu ce e în interior, ori relaționarea deja presupune ceva care e de domeniul femininului. Victor, Și cred că asta e una dintre principalele probleme. Frica de a intra în contact cu cei sensibili, vulnerabili în noi. Iar ce ai descris, Andrei, legat de grupurile de bărbați influencer, unde se pune accentul pe putere, forță, e vorba de a cultiva doar ceva unilateral, adică masculinul e și pentru a susține, e nevoie de o forță, dar nu e totul. Problemele cred că apar atunci când se exagerează într-o direcție sau în cealaltă. Da? Și cred că tocmai echilibrul acesta lipsește. Și o întrebare pe care mi-am pus-o eu e ce păstrăm din urmă și ce e nevoie să se schimbe, că e o perioadă în care se întâmplă tot felul de schimbări. De La nivel tranziție. colectiv. Victor, bărbații participă la o, am putea să o numim, conspirație a tăcerii, al cărei scop, cu ghilimelele de rigoare, este inhibarea adevărului lor emoțional. Din perspectiva lui Hollis, ce semnificație au aceste secrete ale bărbaților? Eu nu n-am întâlnit. Nu știu cât de mulți bărbați se adună dar prietenește și încep să vorbească despre probleme intime. Eu Exact. n-am întâlnit. Prea puțin. Poate se întâmplă. Dar în același timp am întâlnit în terapie oameni care au împărtășit niște lucruri foarte delicate, intime, bărbați, care mi-au spus, e singurul om căruia i-am împărtășit asta. Adică doar în cadrul terapeutic aceste secrete par să poată fi spuse. Tocmai pentru că secretele acestea vulnerabilizează, ori există imaginea că noi ca bărbați nu avem voie să fim vulnerabili. Iar imaginea asta revine dinspre Saturn. E întărită și de bărbați și de femei. Pentru că Saturn, în această formă, domină psihicul atât masculin cât și feminin. Și până ce nu suntem fiecare dintre noi, la nivel individual, conștienți de propriul complex de putere, va acționa în tot felul de moduri insidioase. Da? În unele situații inițial acționează frontal, iar după ce vedem modurile frontale, există, din ce am descoperit eu, tot felul de straturi care sunt din ce în ce mai insidioase, perfide, ascunse. Andrei, din punct de vedere social, bărbatul este asociat cu puterea atât fizică cât și socială. Și cu toate astea, nimeni sau prea puțină lume vorbește despre frică. De ce sunt bărbații conduși în secret de frică? Cred că
Un răspuns important aici este următorul. Frica de suferință, de fapt, respingerea suferinței, inabilitatea de a sta în contact cu ea. Care poate să vină dintr-o structură de rezistență insuficientă sau dinspre un model cultural care poate să ducă către respingerea suferinței. Cum spunea Victor, cartea lui Hollis e despre nevoia bărbatului de a intra în contact cu feminitatea interioară, adică cu capacitatea lui de a simți. Aș zice despre nevoia bărbatului de a sta în contact cu propria suferință, de a simți, de a deveni o ființă simțitoare. Într-un fel, încercam să subliniez în prefața pe care am scris-o în această ediție care este diferența de fond dintre cartea lui Robert Bly și cartea lui Hollis, James Hollis. Și încercând să pun în câteva cuvinte, concluzia era următoarea. Dacă Robert Bly spune că maturizarea bărbatului are ca efect capacitatea de a sta în contact cu suferința, de a simți, accentul lui Hollis este mai degrabă maturizarea nu se poate întâmpla dacă bărbatul nu stă în contact cu suferința. Hollis răstoarnă puțin raportul și într-un fel a zice că aici se simte cum să spun, iubesc pe Robert Bly, îmi place foarte mult de el. De asta am și mi-am dorit să-l traduc. Exact. Dar se vede că Hollis este psihoterapeut. Acest accent răsturnat, într-un fel schimbă totul. Nu poți să te maturizezi dacă nu ești în contact cu suferința, nu admiți că există suferință în viața ta. Suferința, de cele mai multe ori, te aduce în fața conștiinței că simți, că ești o ființă simțitoare. Că poveștile pe care ți le spui au un capăt în momentul în care începi să simți. Că uneori ceea ce spui tu nu se potrivește cu ceea ce trăiești tu. Frica care îngroapă bărbatul, care îl acoperă pe bărbat, este expresia sau efectul incapacității lui încă incapacității lui de a sta în contact cu propria suferință. Respingerea fricii este un anestezic. În ambele sensuri. Un anestezic pentru că, pe de o parte, mă liniștește, nu mai sufăr, nu mă mai doare, dar, pe de altă parte, mă ține departe de viață. Mă ține departe de capacitatea de a fi în contact cu viața și de a relaționa cu ceilalți, bărbați și femei deopotrivă. Sper că am răspuns. Victor, de ce este asociată masculinitatea cu furia și puterea? De ce atunci când bărbaților le este cumva amenințată masculinitatea, ei reacționează poate cu un soi de furie crescută? Mi se pare interesantă asocierea asta, mai ales că există suficiente figuri feminine arhetipale care sunt din zona furiei. Da? Deci nu e ca și când e masculină. Acum, furia e o reacție, dar poate fi o reacție la nedreptate, de exemplu. Da? Exact. Și ce trăim e o rană. Adică cum nu sunt eu recunoscut ca fiind ceea ce eu știu că sunt. Dar acția de furie cred că vine la un nivel mai profund tocmai din nesiguranța care există în noi ca bărbați. Oare chiar sunt atât de bărbat pe cât știu? Cred că sunt. Și până la urmă,
o devenire continuă, din punctul meu de vedere. Adică nu e ca și cum gata, ești bărbat la 18 ani, nu știu. Nu mai avem riturile. Da, vorbește Hollis despre asta în carte. Nu mai avem riturile de trecere De care să ne inițiere. zică acum ești bărbat. Da? Nu știu dacă sunt după bacalaureat, nu știu dacă erau bărbați cei care După terminau armată. armata, nu știu Exact. dacă după primul act sexual sunt bărbat, nu știu dacă după ce am primul copil sunt bărbat, dar nu avem ceva care să definească acum, gata, ai trecut cu amândouă picioarele în teritoriul bărbaților. Până înainte erai, nu știu, jumătate băiat, jumătate bărbat. Și atunci cred că există îndoiala asta care se perpetuează până la vârste înaintate, poate pentru unii se perpetuează toată viața. Nu ajung să mai fie bătrânii înțelepți, înțelepții tribului din trecut. Pentru că nu au ajuns să se cunoască cine sunt. Și ce vorbea Andrei legat de suferință, e legat tocmai de suferința neînțelegerii propriului sine. Da? Și de a nu înțelege propriile emoții, a nu înțelege intensitatea lor, de unde vin. Tocmai pentru că noi, ca bărbați, nu suntem educați în zona asta. Da, suntem răscoliți de niște trăiri pe care nu le înțelegem. Asta e ce am trăit eu până am ajuns să intru în contact cu psihoterapia și a fost un proces de a învăța ceva pe care femeile îl învață de când sunt fete. Este avantajul lor. Sunt voci care spun că bărbații se maturizează, zâmbesc normal, Aici ai. se maturizează după vârsta de 40 plus. Că noi rămânem un fel de, discutam odată cu Andrei, un fel de puerus eternus, da? Copilul bărbat care, repet, n-are parte de aceste rituri despre care vorbeai, Victor, și despre modele autentice, demne de urmat. Dar Andrei. în multe cazuri acest copil își ia niște poveri și le asumă, da, datoria de a fi bărbat, de a fi stâlpul, de a fi cel care e în acțiune. Ori suferința provocată, cred că legat de ce zicea Andrei, e suferința provocată și de clivajul dintre cine ar trebui să fii ca bărbat și cine nu te simți că ești. Exact. Andrei, furia și agresivitatea se acumulează de la o generație la alta? Și aici vorbim, mi-a plăcut foarte mult ideea asta, mă rog, e una dintre, că așa mi-au plăcut foarte multe idei din ceea ce a scris Hollis în Umbra lui Saturn, dar mă gândesc la viața netrăită a tatălui. Și o pot spune, să spunem, din proprie experiență, cu un tată, într-o oarecare măsură, să zicem, nefericit, o viață netrăită, regrete, dacă nu m-aș fi căsătorit, dacă n-aș fi făcut copii, dacă tot timpul chestia asta, unde aș fi fost și niște proiecții în viitor și așa mai departe. E, și bucățile astea de viață netrăite duc la o acumulare de, nu mai zic că și din punct de vedere social, sistemul, da, deci nu puteam, nu aveam libertate. Și atunci mă gândesc că toate lucrurile astea duc așa la o acumulare de nemulțumiri, de neîmpliniri, de frustrări, efectiv de viață netrăită, la care cumva este părtaș și copilul care ulterior devine bărbat. Aș începe prin a răspunde că e o lege în universul psihologiei, o lege pe care o avem propriu-zis formulată de Freud prima oară, și anume că reprimatul se întoarce cu putere. Altfel spus, ceea ce nu manifestăm, nu ne uită, nu ne scapă din vizor. Legat de întrebarea ta, ce se întâmplă cu furia, depinde. Ea va crește dacă nu este în niciun fel manifestată și dacă manifestarea ei nu este
înțeleasă, sau folosirea furiei nu este înțeleasă, internalizată, adică adusă în interiorul nostru, metabolizată, mestecată cu proprii dinți. E un mare psihoterapeut din secolul 1, Sfântul Apostol Pavel, care scrie în epistola către Efeseni două lucruri. Îmi place foarte mult pasajul ăsta și de multe ori mă gândesc la el, uneori lucrând cu pacienții cu care lucrez. Primul lucru pe care îl spune este: mâniați-vă și nu păcătuiți. Al doilea lucru pe care îl spune imediat este: nu lăsați soarele să apună peste mânia voastră. E foarte interesant acest mâniați-vă și nu păcătuiți, pentru că în greacă păcat se spune amartia. Amartia înseamnă ratarea țintei. Deci am putea traduce în felul următor: mâniați-vă și nu ratați ținta. Cum se ratează ținta? Păi în câteva feluri. Dacă dai prea la stânga sau pe la dreapta, deci dacă te mâniezi pe cine nu trebuie, nu? Există un mecanism de apărare care îi spune deplasare. Cu alte cuvinte, în loc să răspund abuzului pe care l-am primit la serviciu din partea unui șef sau din partea unui coleg, mă duc acasă și învăț nu-i Exact. vii pe soție sau pe copii. E deplasare. Ok, deci, iată, manifest furia ratând ținta, la stânga, prea la stânga sau prea la dreapta. Prea puțin, nu pot să trag cu arcul și să se înfigă săgeata la jumătatea distanței, cu alte cuvinte să fiu molu, da? Sau prea tare. Distrug tot ce este și ținta și peretele din spate, un prea mult acolo. De cele mai multe ori, pentru că oamenii nu știu să-și calibreze această tragere la țintă, această manifestare a furiei, a mâniei. Dar pentru că Pavel nu spune, Sfântul Apostol Pavel nu spune nu vă mâniați, spune mâniați-vă, dar cât trebuie, cu măsură justă. Dar pentru că noi nu prea știm cum să ne mâniem, de fapt, cu adevărat, de cele mai multe ori reprimăm. Lăsăm soarele să apună peste mânia noastră, o zi și încă o zi și încă o zi și o alta. Și de cele mai multe ori se întâmplă, și asta întâlnesc, am întâlnit-o la mai multe persoane cu care am lucrat, că viața lor psihică este scufundată de multe ori într-o furie, într-un bazin de furie, un lac de furie, ca să-l parafrazez pe James Hollis. E un lac de furie acolo, cu care nu sunt în contact, de care nu știu. Aparent, ei, când suprareacționează, se gândesc că atunci când suprareacționează, când explodează furia din ei, se gândesc că, dom'le, au exagerat ei, pentru că un motiv din cele cotidiene mai mărunte sau mai puțin mărunte, un motiv de felul acesta i-a agățat, nu? Unul care mi-a tăiat calea cu mașina în traficul de dimineață, altul care mi-a răspuns așa pieziș și i-am zis-o eu și i-am spus-o. Copiii care și-au lăsat jucăriile răspândite prin casă, deși el a mai zis de 1.000 de ori să nu facă asta. Dar furia mea nu este, de fapt, provocată de incidentele astea, că astea sunt minore. Astea sunt picăturile care umplu paharul, de fapt. Niște simple pretexte. Problema e mult acumulată. Și atunci, da, răspunsul la întrebarea ta e foarte pe scurt, este da, furia se poate acumula. Și uneori, munca noastră de psihoterapeuți, facem și această, dacă vrei, acest travaliu de asanare. Îl ajutăm pe om să fie în contact cu bazinul ăla de furie acumulat acolo și să facă ceva cu el, așa cum ar trebui să facă, fără să verse pe cine nu trebuie furia respectivă, pentru că îi va face lui rău ce din urmă. El se va simți vinovat și încă o dată va spune: iată, nu este bine să fiu furios. Succes! Urmează încă 10 ani de reprimare a furiei, care se poate eventual transforma apoi într-o manifestare pur autodestructivă a furiei, că se ajunge și la acest aspect, de la la fiziopatologii până la furii direcționate complet autodestructiv către propria persoană. Situație. Nu te auzim, Victor. Ce ziceai tu, Andrei, cred că se referă parțial la probleme somatice, nu? Când furia se întoarce către interior și în unele situații
O rădăcină a depresiei e tocmai această reprimare a unei energii vitale care nu e Exact. manifestată. Da. Ultima întrebare, că ne apropiem de final, Victor. Ce ar trebui să facem sau cu băieții noștri, să spunem, în așa fel încât să nu perpetuăm aceste tipare disfuncționale? Pentru că, iată, suntem cumva privați de, discutam în alte rânduri, cu alte ocazii cu Andrei, de aceste modele paterne autentice. Înțelepții despre care vorbeai tu puțin mai devreme. E o întrebare. Cred că doar întrebarea asta în Știu că sine ar presupune un și un răspuns de timp, ore sau zile. cât întreaga emisiune, dar Da. primele lucruri care îmi vin în minte e timp petrecut împreună, Exact. da? Timp unul De la unul. calitate. Și timpul ăsta de calitate poate însemna orice. Să ne întrebăm cum vrei să petreci în timpul ăsta? Vrei să jucăm fotbal? Vrei să facem Lego? Vrei să jucăm șah? Vrei să mergem în natură? Ce vrei tu, Să da? povestim, să Să vorbim. fim la dispoziția lor și să fim implicați afectiv. Și cred că e important și să existe fizicalitatea. Hollis vorbește despre asta, da? Să fim cu corpul în prezența lor și să ne vadă în diverse situații, interacțiuni. Lipsește ce se întâmpla în trecut, când fiul mergea cu tatăl, era ucenic, petreceau împreună, fie în atelier, fie pe câmp, da? La Și vânătoare, tatăl la vân. învățau un fel de a fi în lume. Să încercăm să oferim măcar crâmpeie. Dragilor, aici încheiem discuția noastră și cu siguranță că vor mai fi altele și ne dorim chiar și fizic, față în față, să ne vedem și să discutăm pe marginea acestui subiect despre rănile și vindecarea bărbaților. Iată, cartea lui James Hollis, În umbra lui Saturn, au fost alături de noi doi prieteni dragi, Andrei Găitănaru, psihoterapeut și traducătorul cărții lui Hollis, În umbra lui Saturn, și Victor Fluieraș, psiholog, psihoterapeut. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută!